Președinte de ședință, doamnelor și domnilor deputați. Declarația mea politică de astăzi se intitulează Semnificația sărbătorii Ramazan Bayram. După o lună de primenire spirituală prin post, citirea Coranului cel Sfânt în fiecare zi, precum și slujbele specifice celei mai sfinte luni din calendarul islamic, luna Ramazan, credincioșii musulmani sărbătoresc începând de mâine dimineață Ramazan Bayramul. Sărbătoarea marchează sfârșitul celor 30 de zile de post și rugăciune, iar slujbele religioase cu ocazia Ramazan Bayramului vor fi oficiate în toate geamiile din România. Ramazan Bayramul va începe pe data de 13 mai și timp de 3 zile credincioși și musulmani merg în vizită la rude, prieteni și vecini, sărbătoresc în familie, se vor delecta cu dulciuri și băutură curitoare. Referitor la marele eveniment spiritual din calendarul islamic, doresc să le transmit credincioșilor musulmani din România și din întreaga lume tradiționale urare Ramazan Bayram Khairle Bolsun, Ramazan Bayram Khairle ve Mubarek Olsun, Eid Mubarak, un Bayram fericit. Cu ocazia acestei mari sărbători, adresez un îndemn la pace, înțelegere, respect și iubire față de semeni, indiferent de apartenența lor religioasă. Vă mulțumesc, deputat minorități Ahmed Varol.